Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru că uitându-mă afară, stăteam și mă gândeam cine reușește să vină la o cafea oricât de complexă, dar pe o asemenea vreme, într-adevăr, se pare că iarna nu a trecut, ci poate chiar de-abia începe. Deci ne schimbă atmosfera, ne schimbă ritmurile, deci avem de înfruntat multe. Mulțumim și celor care ne urmăresc în continuare pe internet, poate cu o cafea de adevărat alea în față. Ideea de bază că și astăzi vom încerca să atacăm un domeniu, pe de o parte legat de conceptul de complexitate, pentru a fixa puțin de ce e o cafea complexă și de ce complexitate și de ce tot batem noi monedă că această complexitate înseamnă o viziune de a schimbată vis-a-vis de abordarea naturii, cu diferite aplicații concrete care de fapt sunt oportunități pentru tema centrală pe care noi ne-am propus-o, ca de fiecare dată o amintim, Brașovul, promotor al societății cunoașterii în România. Trebuie să înceapă de undeva. Important să existe o sămânță de oameni care chiar înțeleg sensul acestei afirmații, căci nu vorbim despre o, cum să spun, o modă, când zicem, sau o tendință politică, când zicem societatea cunoașterii. Nu, e o etapă naturală în evoluția umanității. Și va trece repede și asta și ar avea ceea ce Drăgănescu spunea societatea conștiinței. Deci, practic, ne aflăm într-o transformare foarte rapidă și pentru asta încercăm să punctăm la începutul întâlnirii despre complexitate cât un domeniu. Ați văzut, data trecută ne-am ocupat de ceea ce s-a numit, să zicem, geometrie fractală. Astăzi ne ocupăm, de fapt, ce e complexitate și de ce este așa de interesantă ideea de complexitate. În acest context, undeva pe la 1920 a apărut o frază care pe mine m-a șocat foarte tare pentru că era în rezonanță cumva cu ceea ce noi făceam la Academia Română, la Institutul de Geodinamică, care spune așa că noua sferă este cel de-al treilea stadiu de dezvoltare, dincolo de biosferă și geosferă. Această nouă sferă înțelegând suma culturii, suma științelor, suma cunoașterii, suma pe care omul o are la un moment dat în istoria dobândită prin trăirea de mii de ani. Această nouă sferă are niște pretenții și niște nevoi specifice pe care viața obișnuită, de tipul, să zicem, mamifere sau viața biologică obișnuită, nu le are. Omul are nevoie de niște ingrediente care să-i sprijine, niște, o infrastructură să-i sprijine dezvoltarea de cultură, dezvoltarea de cunoaștere. Nivelul, suntem într-o haină de mamifer, la urma urmei, dar de fapt suntem cu totul altceva. Avem o scânteie divină, o dorință de cunoaștere care ne face să schimbăm realitatea, astfel încât interferăm fără să vrem cu biosfera și cu geosfera, transformând-o în unele situații în bine, în altele situații într-o formă catastrofală, aproape la nivelul la care nu mai poate fi sustenabilă pentru susținerea vieții în sine. Deci, cu alte cuvinte, această problemă era cunoscută în 1920. Deci nu este o banalitate și ea trebuie abordată și întrebarea care se pune, suntem pregătiți să abordăm conceptul de nouă sferă? Avem instrumentele? Atunci, dacă ne uităm un pic, suntem de fapt la o intersecție de trei domenii, geosferă, biosferă și noosferă, da? Dacă ne uităm la partea asta de, hai să zicem, de structură fizică, aici știm foarte multe lucruri. Am înțeles că știința este cea mai înalt nivel de cunoaștere, am determinat ceea ce se numește o legătură cauzală, newtoniană, mecanicistă, știm să o rezolvăm, o să vedeți imediat cu fel de fel de metode și instrumente. Și în zona respectivă, într-un fel sau altul, prin ceea ce se numește calcul integral, diferențial și statistică, putem prezice realitatea suficient de bine încât să ajungem pe Lună, să trimitem obiecte în afara sistemului solar și așa mai departe. Nu e același lucru se poate spune când vorbim despre sistemul viu. Sistemul viu este deja de altă calitate, are nevoie de ceea ce se numește sistem cibernetic. Viu are sisteme de autoreglare, are ceea ce se numește homeostazie. Iar reglările respective se fac informațional, nu cantitativ, mici fluctuații care declanșează procese, nu cauzează, declanșează procese, se numește legătură informațională. Deci, cu alte cuvinte, pentru această zonă e nevoie de o termodinamică aparte, termodinamică departe de echilibru termodinamic. Aici l-aș aminti pe Prigojin, care a luat premiul Nobel pentru această dezvoltare a unei formalizări specifice viului. Metabolismul pe care l-am reface țesutul împotriva entropiei obișnuite care m-ar desmembra în bucăți sau m-ar duce departe de forma pe care o am. Instrumentele din această zonă sunt specifice societății științei complexității și ele, într-un fel sau altul, reușesc să genereze împreună cu cele clasice un pachet pentru a structura viu.
Dar viul gânditor e puțin mai complicat. Nu poți să discuți sau să înțelegi ceva din perspectiva gândirii cu care te uiți asupra gândirii. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui un etaj mai sus cu care să vedem, să ne vedem pe noi ca ființe gânditoare. Și atunci, zona asta este cu totul alt nivel. Trebuie să reînțelegem ce înseamnă inițiere, ce înseamnă logos, ce înseamnă conștiință. Drăgănescu, totuși un pragmatic, un inginer ca element și membru al Academiei Române, președinte al Academiei Române, sugera în mod explicit, atenție, am ajuns la nivelul la care trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă conștiința la un nivel dincolo de filozofie. Mai mult de atât, el a generat ceea ce se numește electronică fenomenologică. Deci avem ingrediente extrem de interesante cu care putem să discutăm. Cert este că pentru toate acestea avem nevoie să abordăm problematica inter, multi și pluridisciplinar, transdisciplinar în sensul înțelegerii și să generăm o altă formă de cunoaștere integrată, nu pe discipline și pe elemente componente, ci holist, să zicem. Chiar dacă să zicem cuvântul ăsta holist, în general, pe lumea foarte pragmatică îl deranjează pentru că îl asociază cu ceea ce se numește trăire emoțională, filozofie, nu pragmatic. Acum, de la urma urmei, ce ne agită? Cum transferăm cunoștințele dintr-o parte altă cu ajutorul cuvintelor? Eu vă spuneam că vreau să vorbesc despre ce înseamnă complexitate, despre cuvântul numit complexitate. Deci, la urma urmei, un cuvânt. El e săracul, o etichetă acolo, o vibrație. Și interesant că o simplă vibrație cu energie foarte mică pe care o provoacă corțile vocale e în stare să creeze o reacție așa de adversă, nu ne trebuie complexitate, pe care am întâlnit-o de foarte mult timp. Mi-aduc aminte, cărțile de teoria haosului au apărut în sens matematic încă undeva prin 82-83 și au fost topite de două ori pentru că aveau o conotație împotriva filozofiei sistemului. Teoria haosului, ce noi avem teoria haosului? La fel a fost și teoria catastrofelor, o altă structură matematică de mare nivel și mare valoare care n-a fost înțelesă de ce, pentru că discutăm în cuvinte. Deci, la urmă, ce e un cuvânt? Pe un cuvânt are o sâmbure, un nucleu, dacă vreți, semantic și înconjurat de așa numită aură semantică, care sunt niște conotații, elemente care pot da cu tot o altă semnificație, chiar la un moment dat. Această formă ameba asta, dacă vreți, interferă inclusiv cu domeniul emoțional. Vom vedea imediat. În principiu, această capacitate de a formaliza realitatea într-un limbaj poartă numele de abordare structurală. Abordarea fenomenologică ar fi complementară. Abordarea fenomenologică o fac prin trăire. Simt, știu, nu știu de ce, nu pot să explic, dar știu. Aceea este o trăire, un contact nemijlocit cu natura. Când încep să le explicitez și intru în domeniul cuvintelor, cuvintele respective sunt oricum mult mai sărace decât obiectul pe care vreau să reprezint și sigur, orice limbaj natural sau formal în sens, sau artificial de sens de limbaj de calculator, orice limbaj va fi prin definiție limitat. Ce înseamnă asta? Teorema de incertitudine a lui Gödel spune că în orice limbaj formal va apare o propoziție care nu se știe din interiorul acelui corp de cunoaștere dacă este adevărată sau falsă. Deci, prin cuvinte sau formule sau limbaje de orice gen, nu voi atinge înțelegerea, dar pot să o ridic la nivele din ce în ce mai sus prin faptul că se dezvoltă semnificația, apar cuvinte noi, ne dezvoltăm vocabularul, facem pași în înțelegere și sub forma respectivă, dar întotdeauna va rămâne ceva care nu se poate decât simți și nu deschide. În zona aia merge către intuiție, către creativitatea autentică. Deci, cu alte cuvinte, hai să vedem despre ce vorbim în cuvinte. Lumea ne spune că nu avem viziune. Și România, într-adevăr, se pare că nu și-a ales încă o viziune coerentă și de aceea o confundă viziunea, care e o tendință aproape de neatins prin definiție, cu obiective, care înseamnă să fac o listă de lucruri atinse imediat. Viziunea în sine, dacă mă uit în dicționar, cuvântul viziune e un abstract, e o etichetă, viziune. Dar ce semnificație? Care e sensul cuvântului viziune? Păi dacă ne uităm un pic aici, este perceperea lumii materiale cu ajutorul văzului, imagine, reprezentare. Asta este în DEX. Deci DEX-ul ne permite să vedem cam despre ce vorbim și e un dicționar explicativ. Păi nu prea îmi sună mie viziune cu ce scrie, adică eu dacă mă uit la dumneavoastră, am o viziune? Parcă nu asta ar fi cuvântul viziune, dar în dicționar este un sens al cuvântului viziune. Ce mai este? Proprietatea de a vedea în minte, reprezentare. Da, pot să închid ochii și am o viziune asupra realității respective, parcă e mai imaginativă, mai aproape. Mai există o semnificație tot în DEX care spune mod de a înțelege și interpreta lucrurile, viziunea asupra lumii. Da, asta deja îmi dă
nivelul de paradigmă sau viziunea pe care omenirea o are la un moment dat. Dar tot această, să zicem, regulă numită sau această carte care ne situează puțin într-un limbaj de comunicare ne spune Dexul că este, viziunea este reprezentarea imaginară a unor lucruri ireale ca produs unor stări patologice. Adică, cu alte cuvinte, halucinație, vedenie, fantasmă. Vedeți? Sunt lucruri, toate astea la un loc, formează mintea unui om în ponderi diferite, cuvântul viziune, de aceea cuvântul viziune, fiecare l-a dat într-o anumită formă. Dacă cumva, acum, omul, pe lângă informația care o preia din jur, asociază și o emoție. Emoția categorică, n-aș dori vreodată să am vreo halucinație sau vreo năzăreală sau ceva care eventual mă bagă în patologic. Asta e clar că este de nedorit, adică e un repulsor, cum o să vedem în teoria respectivă a sistemelor dinamice. Deci, mai degrabă, ăsta e un atractor pentru mine. Eu simt nevoia să văd viziunea asupra Universului, să am o vedere asupra întregului. Deci, conotațiile la rândul lor pot avea repulsori sau atractori din punct de emoțional. Și în funcție de cum ne-am cuplat informația cu semnificația și semnificația cu emoția, noi, fără să vrem, punem talpă la anumite direcții și așa s-a întâmplat cu cuvântul complex. Adică ce, noi nu știm să facem lucruri complexe? Nu. Până acum noi n-am făcut decât cel mult lucruri complicate. Deci, cu alte cuvinte, acum imaginați-vă că acest tur dicționar care îl fac cu creonul în mână, poate să-l facă calculatorul foarte repede și fiecare cuvânt din cuvintele de percepe, lume, materială, e la rândul lui o altă, are altă aură semantică. Și atunci, uitați cum începe să apară. Deci, viziunea, gând, imagine, fantasmă, imaginea, icoană, figură, figura mai departe, la fel mai departe. Și deci, dacă fac asta cu tot vocabularul, apar niște rețele de genul ăsta, care se numesc rețele semantice, care se fac obișnuit și care se merg până la nivelul care pot să fac tot vocabularul, toate cuvintele unei limbi. Calculatorul nu are limite în momentul de față, poate să lucreze cu metadate și creează structuri de genul ăsta, în care cu tehnici de clusterizare, cu tehnici de găsire de legi interne, pot să încep să văd, cum să spun, grupări care formează semnificații necesare și pot să încep să fac diferența între un cuvânt despre lumea înconjurătoare, o noțiune sau un concept, care sunt grade diferite de abstractizare, cu care pot să încep să fac un metalimbaj să pot să înțeleg realitatea. După ce fac chestia respectivă, după ce mi-am făcut ordine în mintea respectivă și mi-am făcut ordine în înțeles, pot să încep să reașez realitatea și multe meserii vor fuziona, altele vor apare noi, deci automat e un proces care nu e numai filozofic, e necesar. Cu alte cuvinte, aceste poze foarte frumoase nu sunt grafice, așa, tablouri, sunt modul de reprezentare. Aici este modul de reprezentare a unei rețele semantice. Deci modul ăsta de reprezentare a acestui volum de date trebuie condensat ca să intre în mintea unui om, că dacă dau tabele în Excel de milioane de cuvinte, nu le pot cuprinde. Și acea compresie respectivă a datelor într-o formă grafică care capătă semnificație o nouă scriere. Deci ne aflăm în fața unei noi scrieri, cu care, dacă știu să citesc, pot să iau decizii în consonanță cu realitate mult mai bine gândită. Deci este foarte important să înțelegem că ne aflăm într-adevăr într-o transformare în care, cum să spun, frumosul și esteticul și culoarea începe să joace un rol esențial, pentru că, de fapt, ce să fac? Trebuie să aduc în fața minții un volum de date foarte mare din domenii foarte diferite, ca să pot extrage semnificația și să iau o decizie în consonanță cu realitatea, nu după niște semne. Deci, cu alte cuvinte, vorbim despre o știință a acestui domeniu a complexității, care, de fapt, face o tranziție de la complicat la complex. Eu am găsit într-o carte o traducere haioasă așa, dar în loc de arborele cotit al unei mașini unelte, a scris acolo copac îndoit. Deci e interesant, e tranziția de la arborele cotit la copac îndoit, adică de la o geometrie foarte clasică, euclidiană, la o geometrie fractală, care are alte proprietăți și odată descrisă ca obiect geometric, îi pot atașa proprietăți și după ce am atașat proprietăți, pot să o aplic în diferite lucruri, ca așa cum am făcut și cu știința clasică. Deci, cu alte cuvinte, asta înseamnă că fac un salt de la liniar la neliniar, asta înseamnă că au apărut un set de noi concepte asociate sistemului complex, nu complicat, noi metode, noi tehnici și tehnologii, au apărut prin asta noi senzori cu care palpăm altă realitate, vedem altceva, așa cum până la un moment dat noi n-am știut că există ceva în infraroșu sau ultraviolet, până nu ne-a trecut prin cap că există ceva în afara celor văzute și până ne-am construit instrumentele ca să vedem în afara realității. Nu?
apar necesități noi educaționale, că trebuie cumva să transmit asta. Că degeaba dacă nu știu să o transmit generații următoare ca să devină cum să aibă un tânăr de la noi șanse egale cu unul care face de la grădiniță geometrie fractală. Păi diferențele sunt foarte mari și se creează tensiuni inutile când ar trebui să ne ajutăm să transferăm cunoștințe respective. Deci, cu alte cuvinte, apar oportunități. Pe toate astea înseamnă oportunități de business, oportunități de dezvoltare, oportunități în educație, în firme facilitatoare. Deci automat trebuie doar să devenim inovativi, să punem mintea în mișcare și să punem pe piață produsele societății cunoașterii, nu ale societății industriale. Foarte pe scurt, pentru a încheia această prezentare, ca să vedem mai bine despre ce e vorba, aveți aici un fum de țigară, numai că în loc să fie pe verticală, aici ar fi imediat lângă partea fierbinte. Fumul, ați văzut că la obicei a început să ridică foarte colimat, laminar, cum se mai numește în teoria curgerilor, după care la un moment dat se destructurează și la un moment dat apare o formă foarte aleatoare. Deci, cu alte cuvinte, am răsturnat acest, să zicem, desen pentru a putea sugera câteva arii. Prima zonă, de exemplu, aici, unde, practic, traiectoriile sunt foarte foarte ușor de monitorizat și respectă niște legi de curgere, este zona ordonată, dacă vreți, unde știu să o rezolv cu ecuații diferențiale, sisteme de ecuații diferențiale, cu sisteme de derivate parțiale. Am o matematică care știe să lucreze foarte bine în domeniul ăsta. Lucrează liniar, newtonian, abordare analitică. Avem aici și cu această zonă știm să facem extraordinar de multe lucruri, ceea ce este foarte important. În capătul celălalt, în care o traiectorie care pornește foarte aproape, merge pe cu totul alt pas, deci nu am predictibilitate din principiu, este o zonă aleatorului, este o zonă hazardului, dacă vreți, pentru care am făcut o altă matematică, statistică, știm despre ce e vorba, putem să calculăm niște elemente care ne spun niște invarianți și despre această realitate. Dar între ordine și dezordine se află un teritoriu explorabil acum și care este domeniul a ceea ce numește științei complexității. Deci între ordine și dezordine, în această zonă unde apar niște desene, niște pattern-uri, nu mai este esențial ce temperatură e în curgerea respectivă, care este, știu, o traiectorie, ci forma pe care o are, care devine așa cum bătrânii noștri se uitau undeva în zare și ziceau un semn, o să fie o iarnă grea. Ei știau să decodifice pattern-uri pe care noi de-abia acum le reluăm și avem cu ce să umblăm la ele. Deci, cu alte cuvinte, a apărut deja în sisteme inteligente de control, în mecatronică, sisteme care reușesc să iasă din zona asta și se duc undeva mai aproape de echilibru termodinamic, dar în clipa în care vorbim de departe de echilibru termodinamic, din clipa respectivă avem nevoie de vocabularul specific științei complexității. Avem nevoie de cuvinte noi, auto-organizare, bifurcație, emergențe, sinergie, stigmergie, deci un vocabular bine structurat care se predă și care formează studiul sistemului complex. Sistemul complicat poate fi studiat aici. Sistemul complex este undeva în zona respectivă, include viu și nu numai viu, în diferite contexte, și noi ne înțelegem acum că tehnologia pe care o avem și începem să o studiem prin perspectiva complexității îmi permite să mă apropie mai de natură. Deci, cu alte cuvinte, un sistem complicat poate fi modelat și controlat, are o structură stabilă, nu, cel mult se uzează un mecanism, nu apare ca dintr-un mecanism, apare la un moment dat o bifurcație că înflorește eventual, simbolic ca la viață, când la un moment dat crește planta și atât schimbă structura că trebuie să înflorească. Asta e natura ei. Poate fi studiat într-o abordare reducționistă, poți să scot piesele astea componente fără probleme și le tot analiza separat și după aceea poți să înțeleg ansamblu prin sinteza respectivă. Pot să analizez și dacă cumva apar niște mici fluctuații în zona respectivă, ele se atenuează natural. Imaginați-vă dacă avem un pendul și îi dau drumul, micile fluctuații nu o să înceapă să-l pună în mișcare, de obicei se atenuează. Deci în sistemele astea, micile fluctuații se atenuează. În sistemele complexe, de care vorbim de aici încolo, conform etichetă, de cine este complicatul și complexul? Păi cuvântul complicat este etichetă pentru acest gen de sisteme mecaniciste, pe când sistemul viu, sistemul, și ați vedeți că multă tehnologie este deja în domeniul respectiv, care imită viu, face să fie natura, în sistemul tehnologic natural, practic folosește această idee de viu, de organic, de creștere. O sămânță crește până la un anumit moment, după un anumit pattern, după care intră într-o schimbare de morfologie și face altceva.
La fel și organismul uman. Întâi își face corpul, după care apare un alt sistem endocrin și dă partea emoțională, după apare alt sistem. Deci apar la anumite momente niște bifurcații, apar mutații. Deci este o altă formă. Deci, între ordine și dezordine, există o zonă de amestec între ordine și dezordine, în care, într-un fel sau altul, avem ceea ce se numește complexitatea, în sensul în care ordine absolută sau dezordine absolută este foarte aproape de conceptul de entropie. Dacă toți suntem la fel, nu ne putem diferenția prin nimic, nu avem cum să ne numim. Dacă toți suntem diferiți și nu avem nimic de comun, nu avem iarăși cum să ne numim. Ca să punem un nume, trebuie să găsim ceva care e comun în varietatea respectivă. Un amestec de varietate cu, de exemplu, norii cumulus. Nu sunt doi nori la fel. Și totuși am învățat un invariant și îl deosebim ca atare. Deci, acolo unde se amestecă ordinea cu dezordinea în anumit mod, apar informații. Deci, noi suntem, în lumea complexității, este o lume a informației. A nașterii informației pe care noi acum avem instrumente să o decodificăm. Și avem posibilitatea să decodificăm limbajul naturii, ceea ce este extrem de interesant. Și cu tehnica de calculatoare pe care o avem în momentul de față, pattern recognition și așa mai departe, reușim să facem și generare și recunoaștere de pattern-uri. Deci, de la a măsura un parametru termodinamic, presiune, temperatură, ajung la evaluarea unui pattern caracteristic. De la modelare, ajung să simulezi geneza Universului. Și o să discutăm altă dată ce înseamnă asta. De la o căutare a invarianților într-o lume în fluctuații, deci avem niște fluctuații în mediu și caut ceva comun care o lege, acum constatăm exact pe dos, că micile fluctuații generează legea. Și începem să ne punem problema cauzei. De ce legea lui Newton există? De ce legea atracției există? Am constatat-o, știu să o formalizez, dar de ce-ul ăla mai profund? Nu am înțeles profunzimea. Și acum avem cum să o simulăm, de ce să o simulăm și să ne punem întrebări mai profunde. Concret și încheiere, această gândire asupra viziunii Universului mecanică și extrapolată la o firmă, e mai ușor de înțeles, se zicea că o firmă merge bine dacă funcționează ca un ceas elvețian, toate e perfect, toate legile sunt structurate, procedurile fac ca atmosfera în firmă să meargă unsă. Această idee o putem considera importantă pentru o clasă de fenomene, nu dispare, e importantă pentru o clasă de fenomene, iar viziunea nouă este organică în care fiecare individ, fiecare grupare de indivizi, fiecare departament într-o firmă, fiecare zonă dintr-o țară, fiecare ansamblu general de interacțiuni viu-neviu formează un ansamblu de ansamblu care într-un fel sau altul are nevoie de o corelație dintre părțile sale pentru a da coerență întregului. Adică dacă cineva îmi cere ceva, eu pot să o fac și nu are după aceea, nu, fie nu pot să o fac sau fac mai mult decât trebuie și nu absorbe mai departe alt sistem, ea nu va face o circulație să dea întregului stabilitate. Mai mult, dacă vorbim aici despre diferite industrii care trebuie să se agrege, în spatele industriei sunt oameni care trebuie să se dezvolte intelectual, noi spuneam de la smart city la smart people, păi am nevoie să înțeleg că această structură nu stă așa ca asta în aer, stă pe un sol social. Și ea determină o schimbare a mentalității și mentalitatea schimbarea nevoilor, a noosfera care se modifică, are nevoie de alte descoperiri și ele intră într-o buclă, care se numește în principiu coevoluție. Ok? Deci, final, complexitatea nu este o metodologie sau un set de instrumente și nu este un moft al managementului. Știința complexității oferă un cadru nou de a interpreta și a înțelege realitatea înconjurătoare. Deci știința complexității este eticheta pe o altă cunoaștere. Când începi să înțelegi și dai la o parte această și înțelegi ce frumusețe se află în spatele cuvântului complexității și câtă cunoaștere s-a acumulat în ultimii 50 de ani, îți dai seama că putem face pași într-o altă lume. De acord? Concluzia, dacă nu pleci confuz după un curs de complexitate, înseamnă că nu ai fost atent, v-am spus, este o problemă interesantă și care, de ce? Pentru că ea zdruncină paradigma, modul de gândire, stabilitatea. Simplitatea este o complexitate rezolvată, brâncuș, o reamintesc doar ca atare, în sensul de esență, în sensul de paradigmă, care este tranzitată de intuiție și respectiv dezvoltată de imaginație. Pentru a putea înțelege treaba respectivă și pentru a putea rezolva, într-un fel sau altul, aplicațiile acestei probleme, poate cea mai interesantă problemă, și vă spun că eu am fost fascinat de contactul cu o disciplină și mai ales cu un om, ați văzut și data trecută pe Ceraseala la Crăciun, o să vedeți acum, un om care nu numai că a înțeles valoarea acestei noi viziuni, ci a dezvoltat metode într-un domeniu, nu tehnic cum aș fi așteptat, ci cu totul altceva, numită modă.
Dar moda nu este ceea ce credeam eu că e modă. Și sper că aici încolo dau cuvântul prietenei mele și mulțumesc din suflet că a venit. Și sper că această întâlnire să fie doar declanșatorul și formarea de grup, pentru că asta ar fi scopul, să ne formăm după aceea grupe pe diferite tematici și să asimilăm această informație în Brașov. Mulțumesc și îi dau cuvântul. Bună seara! Seara aceasta este una specială, în primul rând, prin faptul că suntem aici împreună, că coevoluăm, așa cum bine a spus Florin, pentru că, așa cum probabil că o să vă spun lucruri la care nu vă așteptați, de asemenea și eu aștept niște relații, niște reacții de la dumneavoastră la care să am răspunsuri. Așa că va fi un mediu creativ, un mediu care ne va rămâne oarecum tuturor așa în memorie ca o experiență, sper, relevantă. Am început prin a căuta niște răspunsuri legate de meseria mea. Eu sunt designer de meserie cu specialitatea designer vestimentar, dar designer, nu sunt o persoană socială, nu sunt o persoană vizibilă, sunt profesionist și mă ocup de produse care trebuie să intre în viața oamenilor și să producă niște efecte pozitive asupra lor. În afară de partea, să zicem, direct de creație vestimentară, într-o industrie și într-o lume de producție și nu atât de, eu știu, sofisticată și de luxoasă cum și-ar imagina cineva, lucrurile sunt foarte dure. Foarte dure, concurența este foarte mare și accesul la buzunarul de unde trebuie să vină bănuțul pentru fiecare din lanțul respectiv este foarte dificil. Pentru aceasta, industriile modei cu precădere sunt niște industrii care lucrează cu științele viitorului. Practic, prognozele care le facem și cu care lucrăm ca instrumente de lucru sunt niște prognoze care au o perspectivă între 50 și 2 ani. Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât devine mai stringentă partea de profit care trebuie să reiasă din ceea ce antamăm noi într-o structură foarte, foarte, foarte mare și care are extindere globală în momentul ăsta, fiind cumva, o să vedeți, comparată cu WWW. E aceeași formulă, doar că facem parte din aceeași civilizație și atât. Am început cu asta și am început în primul rând prin a crea, după aceea prin a înțelege că trebuie să am niște informații suplimentare, stare informații care costă foarte, foarte mult, pentru că ele aduc siguranța unui procent mai mare de în profit. Și atunci am început să fac singură, sigur, susținută de firmele pentru care am lucrat, și am început să lucrez cu prognoze singură. La început a fost mai dificil, 2-3 ani până m-am lămurit cum funcționează și după aceea zic eu că în 20 și ceva de ani am devenit unul dintre puținii specialiști din țară care poate face prognoze și poate gândi și poate face consultanță pe acest subiect. În acest moment lucrez cu o echipă de oameni tineri cu care sper să evoluăm mai departe în sensul acesta. De ce mi-am intitulat prezentarea Viitorul întâmplat deja? Pentru că el s-a întâmplat deja. În momentul ăsta în care noi trăim acum, sunt lucruri care tehnologia, care știința, care noile forme de abordare a comunităților din lumea asta s-au întâmplat deja și în acest moment noi nu știm despre ele nimic, habar n-avem, sunt însă unii care stau așa cu ochii foarte atenți și caută toate modificările astea care par la început nesemnificative. Plătesc bani grei ca să aibă informația asta. Se numește și cool hunting, adică oameni care se ocupă doar să găsească ceea ce s-a întâmplat nou și neașteptat într-un sistem care ar funcționa linear altfel. Și atunci cei care știu să lucreze cu aceste instrumente încep să analizeze și încep să investească energie, cunoaștere, resurse, bani în ceva ce are aerul că ar putea să însemne o schimbare pentru viitor.
În momentul în care ajunge la noi, și aici o să vedem imediat, acest lucru, el e deja antamat, să zicem, e luat. Domeniul este deja al cuiva. Am început oarecum un pic teoretic, dar o să vedeți că o să ajungem și într-un sistem, într-o poveste mai încântătoare, să zicem. Și m-am legat de ceea ce înseamnă noua paradigmă și acest lucru nu este doar, să zicem, un lucru care deja îl cunoaște toată lumea, toată lumea aude această sintagmă, noua paradigmă, ci practic s-a schimbat structura fundamentală a relației noastre cu lumea. Noi nu percepem foarte bine decât în momentul în care ne doare. Ne doare că nu funcționează lucrurile sau societatea cum am vrea, ne doare că educația e nu știu cum, în realitate sunt de domeniul trecutului și noi ar trebui să ne orientăm spre formele viitorului, să trăim în mileniu 3 și nu la jumătatea mileniului secolului 20 și să înțelegem că schimbarea este singurul lucru sigur în acest moment. Nu mai este nicio siguranță lineară de prognoză și de perspectivă în care eu pot să-mi construiesc pași după pași cu o viziune de acum până peste 20 de ani când nu știu ce o să se întâmple. Nu. Acum lucrurile se derulează și bine știți și simțiți și dumneavoastră cu o viteză extraordinară și nu apucăm să ne acomodăm cu o situație și ea devine dintr-o dată de trecut e altceva nou care ia locul, pe care nu îl stăpânim, nu știm ce să facem cu noi și de aici există și o stare de psihoză generală pe care mulți dintre noi chiar o încearcă din cauza faptului că nu reușim să ținem pasul. Gândiți-vă doar la tehnologiile de comunicare. Da? Când nu reușim să ajungem la aparatură mai nouă, simțim un complex față de cei care o au deja și lucrează cu ea. Și îl simțim nu pentru că ține de orgoliu personal, ci ne simțim cu un oarecare handicap care social și emoțional ar trebui eliminat. Acest cuvânt, această sintagmă, paradigmă și nouă paradigmă, înseamnă de fapt un mod de a trăi, de a-și trăi și de a-și gestiona existența, dar vine din domeniul afacerilor și definește, între ghilimele, un ceva care intervine și schimbă regula lucrurilor, drept care oamenii de afaceri trebuie să înțeleagă și să știe că tot timpul au în jurul lor un nor de ceva care le poate transforma perspectiva ori în reușită, ori în eșec, depinde cum o gestionează. Sigur că trec ușor, rapid, așa, prin ceea ce înseamnă schimbarea, care în realitate se referă la această eră digitală. Era digitală, de fapt, este o revoluție majoră în viața noastră și nimic n-are cum să mai fie la fel după acest val foarte interesant venit prin intermediul tehnologiei, nu doar a tehnologiei, eu știu, care ține de partea mecanică a lucrurilor, ci și a tehnologiei comunicației care a schimbat cu totul relația dintre noi. Da? Foarte puțin dintre noi mai avem timp să stăm de vorbă cu cineva, să povestim și să bem o cafea, da? Ca acum, și de asta îmi și face plăcere enormă faptul că sunt aici, e ca și când stăm împreună de povești, așa să și luăm această prezentare. Orice fel de industrie tradițională nu mai are aderență. S-a schimbat indiferent dacă ea încă funcționează. E undeva într-un declin, într-un down care se scurge și se termină la un moment dat. Și vorbim de capitalul și aceste economii care înseamnă capitalul informatic. Informație, relației noastre, nu a informației, ci a relației cu informația. Cum o gestionăm? De aceea se și numește societatea informației. Este ceea ce vă spuneam înainte, este vorba în acest slide despre faptul că ar trebui să învățăm, nu suntem educați. Practic, noi suntem analfabeți într-un domeniu în care ar trebui ca să performăm și să existăm, să zicem, foarte mulțumiți de sine,
suntem analfabeți în a descifra tainele acestui domeniu, și anume cum facem să simțim din timp acest nou care se naște, dar încă nu are nici nume. Țin minte că am citit Töffler, probabil că unii dintre dumneavoastră l-ați citit, dacă nu, faceți-o, că este minunat și ușor de citit. Se numește Șocul viitorului și Al treilea val. Și atunci când am citit cartea, am crezut că este un eseu science fiction, între timp am aflat că nu e și că el vorbea despre realitatea de acum în niște termeni care la vremea respectivă, acum 30 de ani, n-aveau nicio relevanță. Nu puteam imagina cum ar putea arăta un telefon mobil sau videotelefonul. Dar el nu avea nume încă pentru internet și pentru alte schimbări, dar le-a descris, le-a denumit, le-a explicitat în așa fel încât dacă astăzi citim ce a scris el, e o lecție pentru, și pentru ce se întâmplă acum și pentru ce s-a întâmplat deja, dar n-am înțeles prea bine de ce. Deci, valoarea principală a acestei ere a informației este inovația. Deci noi toți vom avea un alt sistem de valori, de schimb, dacă vreți, sistem care se bazează pe creativitate, pe modul în care reușim să gestionăm, să înțelegem, să facem să funcționeze lucruri care aparent s-au blocat undeva. Și asta ține de educația noastră creativă. Toți oamenii suntem creativi, nu sunt unii mai puțin decât alții. Doar că unii au o deschidere și o educație specifică mai profundă și le-a plăcut mai mult chestia asta. Dar toți suntem creativi și toți va trebui să fim, pentru că altfel ne strivește valul care vine. Iar inovația va fi, creativitatea este valoarea principală și inovația produsul specific. Deci, practic, lumea se restructurează. Sigur că n-am acum timpul necesar să intru în detalii, vreau doar să facem așa o trecere revistă și o, o primă vedere. Să știți că nu este invenția mea lucrul ăsta, dar designul este o metodă de gândire, nu este o meserie. Noi suntem prestatori de servicii, de fapt. Nu suntem nici artiști, nici suntem prestatori de servicii pentru o societate care are nevoie ca cineva să depisteze ce și-ar putea dori și să vină cu un răspuns cât mai aproape de nevoia respectivă. Pentru asta trebuie să cunoaștem cât de cât tehnologie, să înțelegem cum se mișcă lumea, să știm ce e analogie, să facem o grămadă de lucruri care nu țin de cultura noastră generală sau profesională, ci de o cunoaștere de care avem nevoie ca să putem exista cu adevărat. Și așa se face că am ajuns la știința complexită, la cafeneaua complexității întâi, după aceea de la Centrul de Studii Complexe, unde am găsit răspunsuri pentru foarte multe din lucrurile care mă preocupau, deși nu pe toate le-am înțeles. Nu sunt specialistă în altceva decât chiar în ceea ce fac. Și asta, dar am găsit răspunsurile de care de multe dintre ele chiar aveam nevoie. Urmează o lume în care inteligența artificială, robotica, tot felul de alte, big data, blockchain, tot felul de lucruri importante, transformative, și duc undeva spre o zonă în care simbioza asta, ființă umană, inteligență sau formă de altă natură, pot cauza rasei umane foarte tare. Designerii, noi avem o misiune foarte, foarte importantă. În primul rând, să ne asigurăm că ceea ce facem este pentru oameni și nu pentru altceva, că estetica, bucuria de viață, plăcerea e numai noastră și că celelalte entități răspund nevoii mele, nu eu nevoilor, și mai departe că este destinat ființelor umane într-o nouă altă formă de manifestare a lor, pentru că să știți că nu o să putem niciodată scăpa, nu ne mai putem întoarce înapoi la singularitatea gândirii. Vorbim de înțelepciunea mulțimilor deja, ființele din lumea animală, furnicile sau alte grupări din astea, știu deja să trăiască așa, știu deja să-și folosească puterea și forța ca să
scoată o valoare de supraviețuire. Mai e vorba de supraviețuire și de frumusețea vieții noastre până la urmă, alături de lumea care... Aici este un filmuleț, l-am păstrat așa, dar n-aș vrea să-l vedem, pentru că e, mă rog, timpul ne presează. Să știți că am descoperit, studiind tendințele de modă, de fapt nu e vorba de moda vestimentară. Moda vestimentară este doar un limbaj. Noi vorbim de modă ca și curent cultural dominant al unei epoci, care conține tot, de la gastronomie până la modul în care merg la spital sau... Asta înseamnă un curent cultural și la asta se referă cuvântul modă. Modul în care fac lucrurile într-o paradigmă, într-o anume paradigmă. Ei, în această confuzie de spiritualitate în care trăim, până la urmă există un lider care poate să vină să mă simtă și să-mi simte inclusiv partea mea emoțională și nevoia mea de ascensiune către sfere mai înalte, și ăsta este designul. Nu este profesie, este o metodă de a gândi, în care, practic, avem misiunea asta care e foarte grea. Cum facem? Cum facem să nu ajungem la războiul dintre noi și noi? Așa. Și aici e acest cum facem, combinația dintre creația colaborativă și inteligența colaborativă, așa cum Florin a spus deja. Eu m-am ocupat și de educație și am reușit să creez un sistem în care oamenii creează și lucrează împreună, fără să aibă aceste orgolii de individualitate, de individuali, și aducând în lume niște lucruri care depășesc puterea unuia și depășesc puterea limitativă a unui lider care vrea să iasă în față. Nu e greu să se întâmple lucrul ăsta, doar că trebuie să fie cineva care să știe cum se face. Vorbeam de inteligența coloniilor din natură, care ajunge până la urmă, ei au un soi de inteligență. E altă formulă decât ce știm noi, dar am putea învăța de la ei. Tot ce se întâmplă, există un termen acum care este, văd că foarte folosit, și anume disruptiv. Disruptiv înseamnă că lucrurile nu merg într-o șină cunoscută sau predictibilă, ci că la un moment dat se rupe filmul și o iau în altă parte, pe cu totul alte coordonate, și nu pot fi controlate. Asta înseamnă disruptiv. Problema noastră de neadaptare la noua paradigmă sau la noile paradigme, că ele se schimbă foarte repede, este această incapacitate de a ne gestiona noi în cazul unor situații disruptive permanente. Da? Eu când am început să lucrez, știam ce pensie o să am. O să râdeți. Ca acum. Între timp am aflat că nu e chiar așa. Și în sensul bun al cuvântului. Da? Și, dar s-au întâmplat niște situații disruptive în viața mea și am ajuns să pot să performez mai departe. Și aici revin la prima iubire, să zicem, la relația cu viitorul, și practic am constatat că noi am trăit într-o linearitate foarte precisă, trecut, prezent, viitor. Ieri s-a întâmplat, azi este, mâine va fi probabil. Am citit că în culturile orientale au 5 direcții de a accepta timpul. Nu doar aceea în care eu trăiesc în trei momente care vin una după alta. Sunt, au 5 sau chiar mai multe, dar 5 le știu eu, care sunt și extinse în exterior, în alte sfere. Noi avem o mare problemă, pentru că ne trezim în situația în care nu ne ajunge timpul să facem nimic, nu suntem mulțumiți de noi, forțăm așa și suntem, forțăm ființa, propria ființă, și suntem în permanență într-un impuls din ăsta nefericit de a nu lăsa lucrurile sau de a ne încărca cu prea multe lucruri. Este o problemă legată de relația cu timpul și de aici nu putem înțelege că ar trebui să înțelegem noi
nu înțelegem că ar trebui să înțelegem că viitorul s-a întâmplat deja, dar noi nu-l știm. Ceea ce știm noi face parte din trecut, iar dacă vreau să văd ce se va întâmpla în viitor, practic trebuie să fac un fel de analiză și un fel de prospecție, vizionară asupra ceea ce s-ar putea întâmpla și să caut în momentul de față rădăcinile a ceea ce s-ar putea întâmpla dacă sunt în stare să le găsesc. Deci e o bălmăjeală din asta totală în mintea și în sufletul nostru și sunt foarte fericită că am abordat sistemul modei care m-a condus să ajung la treaba asta. Deci, practic, un designer de modă, să știți, trăiește în acest moment în 5 sezoane diferite. Pentru fiecare din ele n-are un timp în care spune astăzi sunt în 2017, fac analiza de nu știu ce, mâine sunt în 2020. Nu. El le trăiește pe toate concomitent și trebuie să aibă metode să rămână cu mintea întreagă. De asta m-a și ajutat, m-a ajutat foarte mult să înțeleg această, să zicem, ciudățenie a relației cu timpul, pentru că adevărații profesioniști din lumea mea practic trăiesc tot timpul în mai multe, segmente de timp care se leagă altfel între ele, nu se leagă că a fost ieri, va fi mâine. Deci eu, odată, dacă o să fie timp, o să vă povestesc și cum funcționează. Este ce v-am spus, dacă nu suntem atenți, când o să percepem nou ca pe noutate, ea e deja trecută și noi suntem cumva lăsați în urmă de un val care merge în cu totul altă direcție decât ceea ce știm noi. Și până ne obișnuim cu asta, s-a terminat. Da. Asta este, încercați să vă rog, v-ar face bine să încercați să puteți acționa. Informația este peste tot, să știți. Există foarte multe firme, companii care livrează și care au site-uri în care vorbesc numai despre asta și dacă cineva ar avea răbdare 10 minute pe zi, informația personală ar fi mult mai utilă decât, eu știu ce, alte forme de dezvoltare personală. O să vă introduc acum puțin în lumea, o să vedeți că asta o să fie și finalul, în lumea celor care încearcă să vadă viitorul. Trebuie să vă spun că eu am mai avut o intervenție la Cafenea și există pe internet o primă parte pe care n-aș mai relua acum pentru că poate fi văzută pe internet. Suntem pur și simplu asaltați de informație, nu știm ce să facem cu ea, nu avem educație, iarăși tot gestionăm, nu știm ce e adevărat, ce nu e adevărat, nu cunoaștem sursele, nu avem educație deloc pentru treaba asta. Și acum o să vă explic puțin cum lucrez eu, dar și colegii mei. Aici este o selecție de poze pe care am făcut-o eu, e personală, care selecție de poze îmi creează un fel de tablou care ține foarte mult și de partea mea intuitivă, dar și de hazardul care mi le scoate în față, dar și de educația mea vizuală care îmi permite să înțeleg și să citesc niște mesaje. Și am aici o grămadă de lucruri, uitați, de la biserici până la liceenii, turnurile care se rotesc, oameni săraci, ce am simțit eu că mă emoționează și mi-am făcut un panou, un mood board de tipul ăsta, în așa fel încât să încerc să-mi descifrez eu însămi ceea ce nu știu despre mine. Că nici eu nu știu tot despre mine. Intuiția mea din spatele rațiunii îmi spune foarte multe lucruri, dar nu știu să le descifrez totdeauna. Și este un sistem de educație creativă pentru a face lucrul ăsta. Ce pot avea toate lucrurile astea în comun? Păi, în primul rând, faptul că eu sunt cea care le-am pus împreună, au în comun. Există, sunt în lumea reală, se manifestă în lumea reală. După aceea, le-am găsit pe internet, pe motorul de căutare, care le avea la niște priorități, la niște... Așa. După aceea, din punct de vedere al culturii mele și a background-ului meu de înțelegere, îmi răspund la ceva. După ce m-am uitat la ele, am ajuns să consider acel panou, adică ăsta, ca un barometru care îmi dă informație despre o grămadă de lucruri. E o stare de ușoară nostalgie,
dar e o stare și de perspectivă, pentru că am simțit nevoia să introduc și acele instrumente speciale și eu știu, nici nu știu la ce folosesc, dar mi-a plăcut ca idee. Nu. Și uitați, asta m-a impresionat, acel oraș plutitor, în fine. Deci sunt foarte multe lucruri care mă ajută să cunosc ce aș simți eu legat de lumea care urmează să fie și o vibrație. E o vibrație care e o vibrație emoțională, nu e altfel. Cum, așa cum vă spuneam, moda ca sistem, nu ca haine, nu ca eu știu, evenimente de fițe la care fiecare se prezintă pe sine. Nici, este o parte, este o poveste frumoasă pentru unii oameni. Deci moda este un sistem care a funcționat cu mult înainte pe acest model de noduri de informație, de difuzie, de cultură rețelizată, cu mult înainte, de prin 1600 ceva tot funcționează așa, doar că mult mai lent, până când acum se mișcă cu o viteză cel puțin la fel de mare, dar s-a terminat. Deci, cu moda așa cum o cunoaștem noi, și vestimentară, și comportamentală, și tot ce ar fi, s-a terminat pentru că am intrat într-o nouă poveste care înseamnă altceva. Moda iarăși filtrează nouul emergent, iar hainele, să știți, îmbrăcămintea, aspectul nostru, veșmintele, sunt un limbaj. Ne spun foarte multe lucruri despre cei care se identifică cu ele, le poartă, le cumpără în primul rând, le acceptă în viața lor și se identifică cu, se simt confortabil social cu ele. E un limbaj ca oricare altul, chiar foarte aproape de această generație care acum este o generație importantă, o generație vizuală. Toată lumea, Gen Z se numește, toată lumea, o să ajungem la ea, dar fac o mică paranteză, un mic preambul, toată lumea zice copiii ăștia nu mai citesc, nu mai fac. Ei se informează altfel. Au alt limbaj, au altă metodă, au altă... Sigur că pentru mine e greu să ajung să înțeleg ce fac ei, dar nu-i pot întoarce înapoi la ceea ce cred eu că trebuie. Mai degrabă, ca să îi ajut și ca societatea în care trebuie să devină mai umană și mai frumoasă, găsesc o metodă să, ca informația să fie filtrată direct în emoție și nu în limbaj, să nu fie limitată de limbaj, de niciun fel. Da, despre modă un pic mai mult decât. Și acum, ce înseamnă tendințele de modă? Tendințele de modă înseamnă un... cuvânt tocit deja, care pentru toată lumea care îl aude, e legat de moda vestimentară. Ei bine, nu. Cuvântul tendință vine din statistică și se referă la un tip de prognoză care este evaluat pe baza unor vectori care sunt cuantificabili și care dau o realitate, dau modelul unei realități posibile, probabile, prognozabile și dezirabile, nu? Care o avem în față ca perspectivă și ca posibilitate. Foarte simplu e de gândit cu norii. Dacă îi vedem pe simulatoarele de la meteo, o să vedeți că o iau câteodată în cu tot o altă direcție decât ar trebui să aibă. Dar prognoza e că s-ar putea 90% să ajungă acolo. Tendințele culturale sunt prognoze, dar sunt în același timp modelul unei lumi care are niște tensiuni interioare și care trăiesc cumva împreună și care evoluează negociind între ele. E foarte interesant. De asemenea, dacă spuneți unui pilot cuvântul tendință, nici o clipă nu o să se gândească la modă, el se gândește la partea meteorologică de direcția avionului lui. Așa că moda, așa cum o percep oamenii, este în general un mit nefondat și o perdea de aburi în spatele căreia se întâmplă lucruri foarte, foarte interesante și importante. Tendințele de modă pregătesc, de fapt, nu sunt povești descrise în reviste, ci pregătesc jucătorii și oamenii de afaceri pentru ceea ce urmează într-un viitor foarte, foarte nu atât apropiat, cât foarte nou, ca formă, ca structură, ca gândire. Acum, am făcut câteva
remarci legate de lucrurile importante care au intervenit în viața noastră. Trăim cu ele, dar nu le înțelegem foarte bine, nu știm cum să reacționăm de foarte multe ori. Acest big data este un megatrend cu un mare impact asupra vieții noastre a tuturor. Simplu fapt că există aceste baze uriașe de date îmi permit să fac statistici, inclusiv în sănătate, în probleme de formare și de, nu atât de educație, de formare și de învățare. Îmi permit să fac o grămadă de lucruri care se bazează pe acest sistem de informații. Să știți că nu este nou. Toate civilizațiile mari au avut sisteme prin semne și simboluri care au tradus datele lor la nivelul local și la nivelul de inteligibilitate al lor, dar în momentul ăsta suntem în fața unui val mare de simboluri care vin peste noi și care deja se manifestă în tendințele de modă. Uitați, în 2015-2016 se cheamă, este vorba despre această viziune de big data legat de partea intuitivă a fiecăruia dintre noi și o să vedeți că cu cât ne apropiem mai mult de esență, de ajungem la obiecte, ajungem la lucruri care le recunoaștem deja. Ăsta ar putea fi un covor oriental până la urmă, văzut de la distanță, dar de fapt el este un sistem de creat de comunicarea unor date digitale. Scrierile care sunt... vreau să le vedeți că toate astea sunt sisteme de comunicare cu alfabet pe care unele le știm, unele nu le știm. Da? Sunt ridicări din teren a unor situații care s-au manifestat deja. Aceasta este chiar o operă de artă care încearcă să exprime sensul acestei... Am apăsat pe ceva ce nu trebuia. Acestea sunt deja obiecte, sunt deja structuri. O să vedeți că imediat, uitați, avem deja și interioare care sunt în acest sistem. Și dacă vă uitați în revistele de arhitectură, chiar dacă nu sunt aproape de noi ca mediu de locuit, ele există, sunt făcute, sunt reale. Trebuie să știți că futurologii, practic, își iau informația foarte mult din domeniul artistic, pentru că artistul este neinhibat de realitatea în care trăiește și are el de cele mai multe ori viziuni pe care ceilalți nu le avem. Și atunci analiza importantă se face pe domeniul artistic, pe domeniul de tehnologie și se face în est, vest, nord, sud și dacă ridicate împreună din teren informațiile sunt generale, nu înseamnă că s-au copiat unii pe alții, ci că toți au simțit aceeași mișcare în realitate care va genera cu siguranță ceva. Alt lucru care iarăși e alături de noi, dar care nu îl înțelegem foarte bine, este această reformulare a relației dintre generații. Și le vom lua puțin pe rând. Generația Z este generația cea mai studiată de către marketeri, pentru că ei au o mare influență economică, inclusiv asupra părinților lor, dar prin natură și prin, nu se știe de ce, nu e explicat încă, sunt antreprenori la 9, la 10 ani, câștigă, știu să facă bani fără să lezeze în vreun fel morală, etică și alte lucruri. Sunt o generație foarte interesantă care, uitați, e din burta mamei cu e o imagine foarte, foarte sugestivă, sunt cei care sunt prima generație conectați de la naștere în sistemul acesta. Este o diagramă foarte clară cu foarte multe detalii despre ce fac ei. Printre altele, să știți că, și am avut ocazia să stau de vorbă cu astfel de copii, îți dau 8 minute maximum. Dacă în 8 minute nu le-ai atras atenția cu ceva special care să intereseze, sunt drăguți, nu sunt agresivi, dar nu mai exiști pentru ei. Te-au șters, delete și gata. Da? Adică la ei trebuie să ajungi cumva și sunt foarte importanți. Toți marketerii sunt
sunt focalizați și sunt o grămadă de lucruri scrise despre ei, pentru că sunt într-adevăr o generație care au venit, sunt prima generație născută în alte condiții, în altă paradigmă, pe altă planetă, în altă lume. Și e de văzut ce se va întâmpla cu ei. Deci sunt activiști prin natură, tot ceea ce înseamnă partea etică a lumii noastre o simt și o văd, majoritatea, bineînțeles că nu toată lumea e la fel, sunt personaje iconice pentru ei, generația lor le cunoaște, știe despre ce e vorba. De asemenea, o generație pentru care genul nu contează. Nu că nu contează că sunt eunuci sau sunt gay sau sunt nu știu ce, ci nu contează ca atitudine umană în societate. Și vă spun, un profesor adevărat, nu are, pentru mine n-a avut niciodată importanță dacă sunt băieți sau fete. Sunt studenți cu toții. Da? Și îi tratez la fel și îi iubesc la fel și la modul acesta vorbim despre acest genderless, fără conotația de gen. Nu că nu s-ar manifesta sexual, ba da, o fac, dar o fac fără prejudecata de putere și de machism, într-un fel sau altul. Se îmbracă foarte personal, în general își construiesc singur ținutele, își creează povești pe care creatorii de modă le preiau și le transformă în produs industrial, pentru că sunt foarte creativi și nu le pasă de ceea ce se poartă sau nu se poartă, sau brand sau marcă, sau nu-i mai interesează lucrul ăsta. Se definesc prin capacitatea de a se manifesta. Există o altă schimbare profundă, și anume, generația mea, suntem prima generație care am trăit mai mult decât, profesional vorbind, decât toți înaintașii noștri. Și încă nu s-a terminat. Deci încă lucrurile sunt în evoluție și se preconizează ca undeva în jurul date vârstei de 70 de ani să fim indisponibili. Sigur, ne dorim să fie adevărat. Problema însă este o problemă mult mai complexă, și anume faptul că suntem o generație numeroasă, baby boomers, așa se numește generația mea, care am cotizat, am crescut o lume și acum este dificil ca cineva să răspundă. Deci tânăra generație numeric nu mai este pe măsura noastră, veniturile nu se mai cuantifică la modul respectiv și atunci și pentru stat și pentru societate e mai util ca noi să rămânem în funcție, în funcțiile sau în locurile unde ne putem manifesta calitatea profesională într-o societate care, așa cum ăia sunt genderless, la noi suntem ageless. Deci, într-o companie în care am cam 4-5 generații ar trebui să existe, fiecare cu palierul lui de competență, pricepere, putere. Deci un om de vârsta mea nu o să se compare niciodată cu un tânăr de 20 de ani ca dinamică, ca și putere, ca și curaj, ca și așa. În schimb, nici el n-ar avea înțelepciunea mea. Și dacă un manager de succes, și-am găsit asta, poate să pună împreună toate forțele astea, compania are șanse mai mari. Și în același timp sunt niște efecte pozitive. Aia mici învață, iar noi ne putem scurge liniștiți, lăsând în urmă niște... Este un studiu pe care l-am făcut pentru Ageless, pentru o firmă care produce haine, ca să demonstrăm cum ar arăta produsul în care nimeni n-are complexe. Nici femeia de 40 de ani, nici puștanul de 20 de ani, nici o doamnă în vârstă ca mine... Nu o să vă las toată că e lungă, dar povestea asta e foarte interesantă, pentru că această doamnă a devenit iconul acestei mișcări de ageless. Adică are și plăcerea să se îmbrace, toată lumea o are într-un fel sau altul. De ea chiar are forță să nu pară penibilă, deși exagerează de câteva ori. Dacă vă uitați pe net, o să-l găsiți sau eventual îl punem cumva, că are vreo 17 minute și cam lung pentru momentul nostru. Așa, și aici este formula în care acest social de conexiune de vârstă și de multigeneraționalitate, cred că e cuvântul
corect, în care începe, situațiile încep în familie, dar se dezvoltă în mediul de lucru, iarăși vom reveni la formele de familie tradițională. Aici avem succesiunea generațiilor, care fiecare are, fiecare dintre ele are particularitățile, modul de a se comporta, modul de a relaționa cu ceilalți și problemele care există particular pentru fiecare. Deci, acest tip de imagine este o imagine considerată ageless, deși această persoană este foarte tânără, nu contează, pentru că nu figura e importantă, ci mediul și trăirea în care trăiește lumea asta. O altă generație este această generație vizuală despre care v-am vorbit, care se înconjoară de spații luminoase, se înconjoară de povești care sunt spuse într-un limbaj care noi greu îl ingurgităm, dar în sfârșit asta e limbajul lor, dar ei comunică foarte bine între ele, între ei și știți, nu știu dacă ați văzut vreodată, există un dicționar al emoticonilor cu care se transmit mesaje vizuale legate doar de partea de conotație de stare a emoticonului alea. Nu pot să vorbesc cu cea din China că mă înțelege dacă fac lucrul ăsta. Este generația electrică, este o generație referitoare la modul în care femeile se așează, se reașează pe planetă și care nu este nici, să zicem, feministă, nici într-un caz, nici de supunere, ci este o relație în care femeile își asumă rolul pe care îl pot avea cu adevărat și nu sunt mai bărbați decât bărbați. Adică este această nouă care, iarăși, sunt efectele care trec prin noi, această cultură internet în care lucrurile sunt relativ incomplete pentru că timpul trece foarte, foarte repede pe lângă noi. Nu vedem întregul, nu vedem, dar percepem ceva. E foarte inspirată acest element grafic, tot în domeniul de vizual. Aici sunt, uitați-vă că găsiți, dacă căutați, este fantastic ce joburi noi sunt peste 12 ani. Deci copiii care sunt acum în clasa a 7-a, 8-a, practic vor fi angajați pe aceste tipuri de locuri de muncă, pentru care nu sunt deocamdată pregătiți. Ei n-au timp să fie, sistemul nu se schimbă atât de repede. Eu personal am fost numită de cineva fusionist, profesie care nu există. Fusionist înseamnă un personaj care face cam ce face știința complexității, aduce împreună elementele importante pentru un demers creativ și așteaptă o fuziune înainte ca răspunsul să este pe internet. Eu n-am știut. Sigur că designer de organe ni se pare ceva fabulos, dar de fapt tehnicianul care ne face dinții e un designer de organe cu un istoric deja, dar sunt și altele care sunt mâini, picioare și care tot pe lângă care trecem fără să le înțelegem. Prognoza, forecasting-ul este o știință și aici avem una dintre cele mai celebre personaje care este într-o companie a WGSN, cea mai importantă companie de tendințe. Vreau să vă spun că un set de tendințe pentru generale pentru un an sunt cam 30.000 de euro, dar nu, tu ca antreprenor nu te descurci cu ele dacă n-ai un specialist să le citească și nici nu le ai în detaliu. Pentru detaliu costă mai mult. Așa. Da, îmbrăcăm cultură, nu îmbrăcăm haine, nu îmbrăcăm, eu știu, măști, ci îmbrăcăm cultură. Fiecare dintre noi, această sintagmă We Wear Culture este un site pe care, dacă vreți, vă puteți uita, că este absolut fascinant și am răspunsuri la diverse formule de valorizare a eu-ului meu prin cum mă îmbrac, ce mă îmbrac, ce fac, ce înseamnă extravaganță, ce înseamnă renunțare la, eu știu, la niște forme spectaculare, ce înseamnă supunerea asta care vine, să zicem, îmbrăcămintea persoanelor religioase care le întâlnim la biserică. Uitați-vă că sunt o lume acolo. Da. Și acum ajungem la limbaj.
Și ajungem la povestea în care am trăit o dramă, zic eu, cu scoaterea ei cumva din veșmântul tradițional românesc, scoasă din lăzi și dusă în budoaruri și într-o lume care a pervertit-o și a chiar murdărit-o într-un fel sau altul. Trebuie să ne apropiem cu foarte multă smerenie de obiectele astea, care sunt în primul rând mărturii, deci ele nu mai sunt obiecte de actualitate, ele sunt obiecte care pot inspira actualitatea. Sunt o lecție de istorie, sunt o mărturie identitară pentru fiecare dintre noi, dar nu sunt niște obiecte care să facă parte din civilizația noastră așa cum au fost ele. A le aduce e doar una comercial. Inclusiv în 2012, când toate casele de modă au preluat ea tradițională românească, noi nu știu ce să facem cu ea. A mai fost o etapă în anii 70-80, când Yves Saint Laurent s-a ocupat. N-am fost decât niște executanți pentru marile case de mode pe propria noastră valoare. Nu știm să umblăm cu lucrurile astea. Și am încercat să punctez câteva lucruri, că de fapt această artă tradițională este un meșteșug, este un mod de comunicare, este un mod de comuniune și comunicare între și identificare cu anumite subculturi care țin de viața fiecărei comunități și transferă experiența legată de sensul vieții într-un limbaj pe care noi nu-l mai știm. Am început niște săpături și pe tema asta, mai există niște oameni care unele semne și simboluri le mai decriptează cât de cât, dar noi nu mai știm să citim în costumul tradițional ceea ce citeau oamenii. Nu mai știm decât că în Maramureș vărgile negre cu roșu sunt din satul Cutare și că peste deal sunt negru cu portocaliu și că... deci e puțin ce mai știm din treaba asta. Se pare că toate aceste comunicări se fac prin simboluri care sunt în general simboluri protective. Este un transfer foarte frumos, foarte emoțional de la o generație la alta, care acum s-a pierdut într-un fel sau altul. Eu sper să ca generațiile care vin să simtă nevoia, pentru că există acele latențe sufletești care nu ne lasă să ne îndepărtăm cu totul. Aia e doar o teorie că devenim roboți, că roboți nu o să fim niciodată, suntem oameni în primul rând. Deci fiecare generație aduce ceva în plus și nu păstrează 100% identic ceea ce li s-a transmis, pentru că și ei au dreptul lor și au avut întotdeauna să spună cuvântul și să descrie cea lumea în care au trăit. Valorile simbolice, asta începusem să spun adineauri, au fost apreciate, văzute, suntem onorați că au fost remarcate, dar din păcate nu știm să le protejăm în primul rând. Da? Și va trebui să învățăm lucrul ăsta, pentru că altfel o să ne doară foarte, foarte tare că pierdem ceva ce ne-a aparținut. Așa cum pierdem pământul lui mama și lui tata sau alte lucruri de tipul ăsta. Acesta este un răspuns la problemele care țin de transferul de informație dinspre o generație spre alta, în momentul în care generația care s-a ocupat de acest proiect nu mai avea habar de nimic, nu aveau nici măcar bunici la țară, nu le citise nimeni basme, nu știau nimic decât ce văd la televizor, că se poartă, nu se poartă, nu muzeu, nu altceva. Ei, aduși în situația să caute, și aici aveți o pledoarie pentru cum se face îmbrăcămintea și moda adevărată, care înseamnă ceva pentru fiecare, e cam lungă puțin, dar e cu multe imagini, și generația asta a reînvățat să prețuiască și să cunoască cultura tradițională. Au creat o poveste care este legată de pasărea măiastră, care este în patrimoniu cultural românesc un pol foarte greu de între mitologie și poate existența reală a unor entități care au existat, deci undeva lucrurile sunt confuze, pentru că este o ființă miraculoasă, dar și severă, nu este pozitivă, nu face doar minuni. Este pozitivă, dar nu face doar minunile care le așteptăm noi. Această pasăre măiască, de fapt, face tranzitul dinspre lumea noastră spre lumea de sus.
Și asta este un obiect vestimentar, nu vă vine să credeți, aruncat de la etaj, lăsat să cadă, fotografiat, filmat și găsit ca stare. E o mică descriere a ceea ce este pasărea măiastră. Sigur, are niște daruri, haruri și niște puteri. Și o să vedeți cam cum au descris copiii ăștia ceea ce au simțit în câteva săptămâni, au lucrat la asta. S-a început cu partea de cercetare istorică, astea sunt cercetările de costum. În procesul creativ n-am mai pus partea de cultură, pentru că au descoperit tradiția noastră prin Mircea Eliade, că sunt copii care se informează, prin Brâncuș, prin Enescu, deci au descoperit, s-au întors înapoi în timp prin cultură. Și de-aia eu zic că cultura nu este un lucru suplimentar unei existențe de supraviețuire. Avem toate instrumentele de abordare creativă, moodboard, storyboard, partea de mind map, ca să știți că așa se lucrează. Acestea sunt imaginile, cele două imagini, care reprezintă, practic, toate sunt colective, nu sunt personale, nu sunt lucrările cuiva. Au intervenit unii peste alții până când au găsit exact ceea ce au simțit că exprimă ceea ce ar vrea. E energie, e undă, e putere, e zbor, e așa. Aici avem partea de schițe, n-am pus decât câteva, că n-are relevanță. Modul în care s-au căutat materiale, să știți că a căuta materiale pentru o temă dată este un lucru foarte dificil, pentru că e un limbaj și ăsta, da? Limbajul texturilor, al trăirilor tactile, este un limbaj extraordinar. Așa arată în book-ul lor o descriere de căutare cu materialele cu care au lucrat. Uitați, aici scrie de unde le-au luat și cât a costat, ce a fost cu ele, câteva inovații în structură, în țesătură, pe care obligatoriu când creezi ceva trebuie să vii cu o inovație, altfel e pastișă sau este imitație, este povestea spusă în limbaj vizual și modă. Ședința foto, o să vedeți că ședința foto a fost făcută pe aceste body jumping ca să accentueze intenția de zbor. După cum vedeți, sunt foarte puține, o să vedeți, care sunt neapărat inspirate din folclor, dar puritatea și intenția acestei ființe miraculoase este foarte bine descrisă, după părerea mea. Nu v-am pus aici decât câteva, că știu că timpul este presant și cam asta a fost de data asta. Aștept întrebări sau comentarii sau ce simțiți ca reacție. Am depășit. Prima observație este legată de diferența de limbaj. Eu când am intrat prima dată în contact cu lumea, nu așa printr-o poveste, ci direct de acolo în atelier, și am văzut pe tinerii aia care erau fascinați, cu ochii mari, într-o discuție, pornind de la un concept și sărăcind conceptul în diferite detalii, până la nivelul de textură, structură, formă, comunicare și limbaj, a rămas cu gura căscată, căci chiar nu știu nimic. Adică am avut un sentiment care foarte multă lume m-a acuzat pe mine când intram în domeniul complexității. Deci fiecare când trece în celălalt domeniu va avea o stare de neplăcere. Când începe să se îmbogățească cu direcția respectivă, e fascinant. Deci noi nu știm să citim industria, adică arta sau cultura mirosurilor sau a parfumurilor. Nu știm încă foarte bine o grămadă de lucruri care ne-ar defini ca oameni și de aceea mi se pare esența prezentării, faptul că prin toate formele posibile avem o datorie să umanizăm o epocă tehnologică care ne scoate de pe zonă și aceasta este, de fapt, zic eu, mesajul fundamental. Umanizarea tehnologiei, omul, economia în slujba omului, nu omul siluit de economie. Și atunci ne trebuie să citim elemente culturale, că altfel mergem pe optimizări, eficientizări, iar eficiența chiar scoate omul din discuție. Armonia îl rebagă înapoi în poveste. Deci, vă rog frumos, în primul rând, cheia este de introspecție emoțională vis-a-vis de a ne uita în altă parte altfel.
de a putea să înțelegeți că oamenii aia chiar lucrează și fac școală ca să poată să citească în imagini respective, ceea ce noi nici nu putem să ne imaginăm, nici măcar nu știm că e estetic, că e un amestec acolo. Dar ei știu să scoată trenduri pentru care alții nu dau 20.000 de euro, milioane de euro, pentru o singură frază care devine element de construcție a unei viitoare firme sau unui viitor produs care devine valoare comercială. Nu e banal. Deci vă rog frumos, întrebări cât cuprinde. Poftim? Da. În orice caz, ai dreptate, mulțumesc mult de tot. În orice caz, vă mulțumim mult celor care ne-ați urmărit pe internet pentru această prezentare, pentru această participare. Vom atașa pe internet materialele documentare, suplimentare, inclusiv link-urile la filmele care nu s-au putut vedea aici, pentru că, de fapt, întâlnirea este doar un prilej de a sugera o direcție importantă care poate fi după aceea dezvoltată de fiecare în parte, fie ca meserie propriu-zisă, poate, sau pur și simplu conectare de tip inspirațional pentru o dezvoltare personală. Așa că vă mulțumim, vă așteptăm peste 2 săptămâni, luni, v-am anunțat ca de fiecare dată pe internet, pe pagina Centrului de Studii Complexe, atât pe pagina principală cât și pe Facebook, și deci ne putem reîntâlni oricând. De asemenea, vă rugăm să ne scrieți eventual, pentru că internetul înseamnă o comunicare din ce în ce mai deschisă și liberă, să putem eventual să venim în întâmpinarea noastră cu diferite subteme sau elemente derivate din aceste inspirații, momente de inspirație pe care Canefeneaua și le propune. Suntem doar în tip o întâlnire inspirațională. Mulțumim încă o dată, vă așteptăm peste încă 2 săptămâni.